merge bagul! Bine, bă băieți, mă! Uitați-vă cât a skip am dat la hartă! Noul update cu emote-ul lui SpongeBob a venit și putem să-l deblocăm din boxurile speciale a lui SpongeBob. Și acesta se numește Special SpongeBob Prize Box, unde îl avem pe acest karate chop, unde nici măcar nu ne spune șansa care este să putem lua, probabil să fie cu fragmente, dar nu, că nu arată fragmente, cred că doar emote-ul în sine poți să-l deblochezi. Și avem 21 de zile de timp la dispoziție ca să-l putem lua și doar un chest pe zi poți să deschizi, deci după cum se face eu am de-abia două. În fine, înainte de începe, nu uitați de butonul de like și de abonare pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod de Stumble Guys. Dacă ieri am postat Brawl Stars și am deschis 50 de mega piguri pe joc, de data aceasta, înainte ca să facem live pentru acel mega pig să îl completăm pe joc, am zis, haideți să intrăm pe joc pe Stumble Guys să vedem ce se mai întâmplă. Bonus, au mai venit și skinurile. Uitați-vă ce skinuri, broadere, wow! Cât de tare sunt, vreau să le văd. Deci, fiți atenți, dacă facem la episodul acesta peste 2222 de like-uri, vin cu un episod în care o să cumpăr skinurile astea. Uite cât de fain arată, bro. Stai și mai e încă unul. Ce e acela? Mitic legendar sau ce naiba? LOL, e mitic. Uite-te, bă, brodere, ce buze are. Nu prea m-am uitat atât de mult la SpongeBob, dar sunt niște caractere foarte faine. Nu uitați totuși și de codul mădănei pe shop dacă vreți să aveți noroc să luați și voi emote-ul acesta. Deci totuși 75 de gemuri costă rotirea, eu zic că e decent ca să poți da o rotire pe zi de 75 de gemuri. Pe lângă faptul că mai dăm și aici și mai am și aici două prize box-uri. A, da, și atenție mare, mâine să vă puneți ceasul să sune pentru că la ora 9 sau să punem oare la ora 8? Bă, cred că pune la ora 8 episodul mâine. Deci de la ora 8 o să vină update-ul 061 în care vă voi prezenta tot ce este nou. Ei din ce ne-au spus, au spus că o să fie un update foarte tare. Dar de-abia aștept. Deci mâine ora 8 dimineață să puneți ceasul să sune pentru update-ul 061 neapărat. Să vă pregătiți, vreau să deschid aici niște chesturi, adică un prize box din ăsta. Ăsta e cel mai slab, am 72 la skin-ul ăla ca să-l pot lua. Mai sunt și prize box-ul ăsta de aici, într-adevăr, dar nu mi se pare ceva wow, sincer. Adică nu spică, uite, dau skip de fiecare dată și se întâmplă asta, pentru că eu l-am deblocat și pe Nitro ăla. Deci eu, mare parte, nu cred că îmi voi mai da aici la Stumble Tokens, gen, de cred că decât la ăla al mai mare. Pentru că de aici mie nu-mi pică, bro. Nu mai are ce să-mi dea efectiv, uitați-vă și voi. Uite, deschid, mi-a dat un buggy din ăsta, o porcărie. În fine, vreau acum ca să-l deschidem pe ăsta cu 30 de gemuri să fie acolo, știți, de antrenament până să deschidă pe ăla cu emote. Dar avem și noi șansa să vedem dacă putem să luăm emote-ul. Oricum, mie îmi place mult mai mult emote-ul acesta lui SpongeBob de trebuie să pice din chest. Dar acum întrebarea e următoare: dacă noi nu putem să luăm emote-ul din prize box, ia să vedem, Krabby Patty, shards-uri și mai avem și pe ăsta shards-uri. Până acum n-am putut să-l deblocăm. Acum, deci îl avem pe ăsta și ce mai e pe aici? Ca, parcă mai știu, a, să mai dă și la roata aceasta, dar după aceea hai să dăm la emote-ul ăsta, bro. Mamă, dacă de fain arată chestul. Chiar sunt curios dacă voi ați reușit să luați emote-ul nou. Sunt mega curios, hai să vedem. Dăm ok. Uite cât de fain arată, de cât 3 iteme, no! Plus 8 la shards-uri. Plus 10 la skinul ăsta și deja l-avem deblocat și... LOL, le dă shards-uri și pe skinul ăsta de SpongeBob. Bro, păi am văzut deja jucători cu skinul ăsta ce l-aveau deja deblocat. Vorbesc serios? Nu, dar nu ne zice cât avem șansă, bro. Trebuie să spună și aici, bă, ai o șansă de nu știu cât ca să spice, ai o șansă de nu știu cât ca să pice. Păi dai așa până îți vine foame, bă, mâncați ești groata. Cred că o să mai intru și pe contul celălalt de pe telefon să văd dacă acolo pot să-l iau. Eu să mai deschidem, să mai facem opening. Avem 4 shards-uri și de aici și 12 shards-uri. Bă, e dezamăgitor, bro. Vreau să intru pe contul celălalt să vedem, poate avem noroc. Deschid pe 3 conturi. Sincer, ar fi fost tare ca să te las să se deschizi cât vrei tu, fără să spun o limită. Uite, aici mi-a expirat codul Mădălin pe shop pentru că el expiră o dată la săptămână. Asigurați-vă că l-aveți acolo. Hai să vedem, aici mai am 2386 de gemuri, nu foarte multe, dar vreau doar aici să dau la ăsta. Ok. L-avem și pe ăsta gratis, bine. Da, nu mă interesează, sincer. Ăsta gratis îl dau ca să fie acolo. Este irelevant. Vreau pe ăsta cu emote, bro. Opa, unde este? Unde este? Aici este. Tot două și aici avem. Ok. Ia. 3 iteme. Oare dacă pică 4 este emote-ul? Credeți că e exact cu, ca pe Brawl Stars în timpul alea bune? Iarăși arzul mi-a dat 12 aici. Bă, nu vine să cred. Trebuie să dăm câte voiam noi, gen. Nu să stăm în fiecare zi să dăm așa câte un chest din ăsta. Să dăm gemuri în continuu ca până pică. Nu? Uite. Uite ce mi-a picat, bro. Cât de slab a fost chestul ăsta, no way. Foarte slab, bro. Eu am dat gemuri pe el, da. Și uite, de-abia într-o zi putem iară să-l deblocăm, adică să-l deschidem.
Dar n-are nicio relevanță, îți dai seama cât de greu va pica emote-ul? Uite, am mai apărut și aici, new special SpongeBob price box, new special emote, available daily in the shop or in events. Aaa, deci avem și events, să înțelegem, aici oare? Să fie? Da, mă, uite, dacă termin aici îți dă 2 la taie 15. Aaa, păi așa, dă mă, 14 zile avem la dispoziție. Probabil că deja ați și uitat de contul meu acesta, secundar, Mădălin OG se numește el. Și după cum se vezi, eu n-am mai intrat de foarte mult timp pe el, adică lipsesc o grămadă. Bă, totuși, cred că dacă aș da 6 boxuri din astea și aș deschide zilnic, am șanse foarte mari ca să pice la un moment dat, eu așa zic, bro. Din 6 conturi trebuie să pice pe unul, eu așa zic. Mai zic că și aici am vreo 10.000 de gemuri, deci aș putea cel puțin pe 2 conturi, adică 4 boxuri să deschid zilnic, aș putea lejer. Hai să vedem. 75 de gemuri din nou. Let's go. Dăm ok și hai. Tot 3 iteme. Avem shardzuri. Shardzuri și iarăși shardzuri. Băi, deci nu e posibil, bro. Nu este corect. Ok. Nu este corect. Câtă șansă și noroc să ai ca din prima zi, din două chesturi din astea, să-ți și pice emote-ul. Dați seama că noroc trebuie să ai. Avem shards-uri și shards-uri pe un alt caracter. Chiar sunt curios să-mi lăsați voi dovada dacă ați avut noroc mai mult ca mine să puteți lua acest emote. Totuși mai sunt 21 de zile, deci 22 de șanse zilnice, pot spune? În continuare acestui episod, ca să nu fie foarte scurt, vreau să mai dăm la Mill Wheel ăsta, unde poate să pice ramen sau Padin Hidul ăla, înghețata. Câte spinuri să dau, e întrebarea. Mamă, 600 de gemuri, 5 spinuri? Rămânem fără gemuri, mâncavași gura voastră. Mai ales că mâine o să vă dau un challenge. Dacă veți descărca jocul de pe linkul meu din descriere, un joc numit Domino Dreams, dar de pe linkul din descriere, te rog, mamă ce rău să pice. Deci dacă le veți descărca, veți câștiga primii 500 de gemuri de la mine. Deci 25 de gemuri în total, 500 de gemuri de la mine, primii 50 de persoane care vor descărca jocul de pe linkul din descriere mâine, ok? Deci să fiți la curent cu linkul de mâine și cu episodul de mâine cu update-ul 061, ca să puteți descărca acolo de pe linkul pe care o să-l pun. Ia să vedem. Ne dă skinul ăsta și îl deblocăm sigur. Dar ce ne facem cu celălalt? Mâncavaș. 73 din 85. Mai dăm încă 5 spinori? Nu dau la rata aia cu 1850 de gemuri, că a venit doar un skin. Și eu am deja vedeți ce? Mie se pare foarte ciudat, sincer. La rata aceea o să vă arăt imediat că eu am luat cele două skinuri, am dat foarte multe gemuri și acum am mai băgat unul. Păi și eu dacă le iau pe cealaltă, îmi dă stumble tokens pentru ele, deci e absurd, bro, nu știu. Oamenii ăștia nu vor decât să bagi gemuri la greu și atât, nimic altceva. Deci, sincer, mi se pare cam absurd. Lasă-mă și tu pentru oamenii care nu-și permit atât de mult ca să bage banii în joc. Să fie mai decent, să aibă și skin-uri. Nu să fie, cum s-ar spune, împiși de la spate să folosească hack. Că mi se pare absurd, sincer, să folosești hack. Nu? E logic. Mai primi și bani, nu de alta. Deci avem 2% la ramen, șansă. Ok, uitați-vă aici. Deci l-avem pe Gassimus Hitro. Ăsta care e de-abia cu 7% șansă și eu am toate skin-urile de aici, deci dacă aș da un spin, eu am deja toate skin-urile și mai costă și 1850 de gemuri rotirea. Ceea ce, sincer, mi se pare exagerat. N-ai. Să dai 1850 de gemuri după ce tu ai toate skin-urile și lipsește doar unul. Uitați-vă aici. 2% șansă, sunt mai fragmente și mie nu poate să pice skin-ul ăla cu 2% șansă. Și ei fac și chestia asta, cumva să te ambiționeze să bagi gemul că zici: a, păi uite bro, pică fragmente și mai este skin-ul celălalt. Păi da, cu șansă de 2%, cred că aș putea să-l iau. Da, că bagi încă vreo 5-10.000 de gemuri în roata asta ca să-ți pice skin-ul ăla, nu mai zice nimeni nimic. Adică gândiți-vă, până acum avem 15 spin-uri, da? Mai bag 5 spin-uri după aia, mai bag încă 10. Maxim 10. 2% șansă înseamnă că din 50 de spinuri ar trebui să-ți pice skinul ăsta ramen. Așa ar trebui, în mod normal. Dar că nu se întâmplă asta, e partea a doua. Asta este, hai să vedem, Padin Hit. Nu ne dă absolut nimic. Ok, decât fragmente. Bă, dar ce ne dă pentru fragmentele astea? Stumble Tokens, lol, se pune la duplicate ban la Stumble Tokens. Oricum ați văzut câte Stumble Tokens am pe cont. Deci de-ar veni ceva cu Stumble Tokens, n-ar fi nicio, n-aș avea nicio emoție. Dar e urât faptul că îți dă câte o zi așa. Câteodată și uit să intru ca să dau la chest-uri, la price box-uri. Uit, frate, și nu mai dau. Când ne pun așa câte o zi să te ține pe tine activ, să intri pe joc. Bro, vreau totul odată. Dacă am gemuri și sunt jmecher sau Stumble Tokens, totul odată vreau, totul odată. Și îmi dai mie așa câte o zi cu limită. Ia să vedem, deci astea ne dă în continuu așa.
cred că mai dau maxim 8 spinuri sau cât mai e diferența de gemuri ca să rămân cu 292.000 de gemuri pe cont. Pentru că, da, de asta e mai bine să iei skin-uri direct din ofertă, că le iau și la un extra preț, zic și eu, decât să dai aici gemuri și gemurile se fac foarte greu. Și din turnee, ați văzut, recompensele sunt foarte mici, turneele sunt foarte băguite. Am câștigat la ultimul meu turneu, mi s-a pus luz. De fapt, luz. Mi s-a dat rematch și după aia m-a spawnat în void și am pierdut match-ul. Mi se pare absurd ce se întâmplă în momentul de față cu jocul ăsta. Chiar e foarte ciudat, nu știu. Pe parte îmi place și glejea lui Brawl Stars, dar se enervante. A picat skin-ul, bro! Asta zic, mă! Și încă o dată? Mamă, cum era să mai pice încă o dată? Bă, cred că am avut noroc. Mă credeți? Am dat doar 20 de spin-uri ca idee. Nu? 20 de spinuri, da. Că am zis că după aia mai dau încă 10 spinuri. Nu, mă, nu. Stai, mă, că sunt fraier. Am dat 30 de spinuri în total. 30, bro, am și uitat. Dar importante că avem skin-urile și o să jucăm cu ele. Asta e partea faină. Hai, mă, că nu mai are ce să mai împice. A picat ramen e forță. Deci, le avem în felul următor. Ce raritate e ramen? Specială e, bro, eu zic că a meritat. 30 de spinuri, eu zic că chiar a meritat acest ramen. Cât despre efect de picior? Habar nu am, o să pun ceva random. Sau da, cred că da, nu o să pun cu burgeri. Jucăm prima dată cu asta la eventul Flying Dutchman Revenge, unde avem mapa nouă a lui SpongeBob. Și vreau să facem bug-ul acela, să o terminăm cât se poate de rapid. Chiar sunt curios dacă mai merge bug-ul acela sau dacă l-au scos. Că nu cred eu totuși că l-au scos într-un timp atât de scurt. Mamă, cât de fain e skin-ul ăsta, vezi că are și efect special acolo pe cap. Bine. Bun, acolo, am avut emoții că nu-mi sărise caracterul. Sărim aici, încă o dată aici, perfect, frățiorii, așteptăm asta așa. Ne ducem pe bortă așa, tăticu. Easy. Bun, suntem aici, bro. Hai să vedem. Ne ducem așa. Ok, nu ne-a lăsat. Din prima nu ne-a lăsat aici, oare să pierdem noi timpul atât de tare? Încă merge bug-ul! Bine, bă, băieți, mă! Și dă-mi emote-ul, că mi se pare că ne mai lasă și să sărim. Uitați-vă cât a skip am dat la hartă. Hai, mă, nu m-a lăsat și pe mine acolo. Bro, e irelevant, efectiv. Uitați-vă și voi. Vreau să vedem locul 2 cât ia ca să ajungă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, ce ai mă că le-am dat astora, cred că 20 de secunde minim. 15-20 de secunde, încă suntem 1 din 16. Nu s-a calificat nimeni până acum. Deci ca locul 2. Stau aici la linia de finish. Zici că am avut hack, brother, așa am terminat cursa. Ia vezi că avem lava rush în cea de-a doua rundă. Am zis să revin direct cu finala, dar cred că ne dă race-uri și după aceea elimination în runda cea de-a treia. Ia să vedem, mai știm tacticile, boys? Să facem pe aici? Hai că mai știm dacă e ceva. Nu cred că a fost nerfuit. No. Ok, doar că sunt mulți jucători și asta-i senasol. Sărim aici. Sărim perfect. Dăm emote-ul de minge. Acum o săritură aici. Perfect. O săritură așa. No, păi își bat ăștia capul atât de tare, brother, ca să modifice în vreun fel harta. Parcă se mișcă aia mai rapid. Da, nu, cred că doar mi se pare mie. Ajungem aici. O săritură. Săritură. Aici așa. Acum așteptăm peretele. Așa, dă mingea și cam asta a fost calificarea. Wow, și avem The Other Side în finală. Bă, de când am mai jucat harta asta am vrut să o bag și la turnee. Dar efectiv este foarte băguită și nu mă lasă ca să o pot pune, bro. Din cauza asta n-ați văzut-o. Gen că îmi doream ca să o pun la turnee și să fie fără emote-uri. Poate să încerc pentru următoarele turnee, dar nu cred că au rezolvat problema. Pe lângă faptul că e bug pe harta asta, mai sunt și problemele acelea în care îți dă foarte mult rematch și îți dă lose pentru win și win pentru lose și nu mai porcării, bă, de doare mintea. Aici o să dureze ceva, sincer, meciul. Probabil că o să revin puțin mai târziu după ce să mai pice ăștia, că face același lucru. Doar singura tactică e să rezici cât mai mult până vin mașinile alea foarte multe la final. Aici o să fie problema pe care cu siguranță toți o să piardă, mai mult ca sigur. Vreau să sar, bro. Wow, ce am rezistat. Uite, vedeți? Mai doar un jucător. Efectiv. Cu siguranță va pica aici. Deci când vin mașinile astea foarte multe, uite, să faci tactica asta aici. Sar? Bine. Mamă, bro, n-am pierdut nici măcar o viață. Nici măcar una. Cea mai bună tactică e să sari mașina acolo,
să primești un fel de knockback și să sari până peste. Ați înțeles voi, probabil că ați văzut mai devreme. Easy win, primul meci câștigat cu acest ramen. Haideți să revenim cu acea înghețată ca să mai jucăm o dată pe mapa SpongeBob și să dăm un skip din ăla fantastic. Bă, chiar arată bine skinul ăsta și e și mitic. Chiar merită și poți să-l iei lejer cu fragmente. Hai să sărim aici, dăm emote-ul. Easy, mai dăm un emote. Mergem aici frumos, o săritură. Bă, ce? Ce s-a întâmplat acolo, mă, că nu înțeleg. Na, chiar na. Chiar nu înțeleg de ce m-a pus pe bordă, fără Caterinca. Ok, hai că suntem aici, ne pune pe bordă aici, dăm emote-ul. Hai că ne-a lăsat să sărim. Nu știu, câteodată e foarte băguit jocul ăsta. Uite, ca aici, gen. De ce nu m-a catapultat cum trebuie? What the heck, bro? Mai probleme. Hai să sărim. Perfect, după aia ne ducem așa, o săritură și... Ah, nu ne-a lăsat chiar, mă. Din păcate, uite la ce scurtătură a făcut băiatul nostru. Stai, 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 stai. Hai, coboară, bro. Oh, da, bro, gata, știm tactica 100%, cred că presupun. Și gândiți-vă cât timp am pierdut, da, ca idee și oamenii mei încă n-au ajuns la linia de finish. Doamne, ferească Dumnezeu, păi vreau să mai intru o dată, uite. Și aici am sărit, luăm asta, easy, easy, easy. Dăm și emote-ul de minge și cam asta a fost calificarea. Primii și cu atâta timp pierdut. Ia vezi că avem chestul acesta, care sincer e degeaba, ăsta de SpongeBob, pentru că ăla cu hotdog-ul, adevărat, n-am jucat cu hotdog-ul. Ok, hai să băgăm un match, pentru că următorul win, sau cred că următoarele două win-uri, o să deschidem chestul ăsta al jmecher cu emote, bro. Nu o să mai intrăm în finală, probabil o să jucăm doar meciul acesta ca să facem bug-ul și atât, nimic altceva. Hai mă, lasă-mă ca să sar aici. Doamne, dar se dă foarte târziu emote-ul de minge, nu înțeleg ideea. Sărim aici, încă o săritură, bine-s, boys. Acum stăm așa și sărim. Perfect, emote-ul de minge și am sărit aici. Probabil că o să pic. Ah, e bine, e în regulă. Suntem chiar primii, bro, cu acest hotdog. Cu acest sandwich. Bă, de ce s-a spart balonul așa de rapid? Că n-are voie. Bă, n-are voie să se spargă balonul așa rapid. Dar mai este o tactică foarte bună. Ca să te duci de aici, să dai emote-ul de minge. Da, cred că și fără emote-ul de minge. După aia te duce aici, perfect, ai sărit, te ajută chestia asta, după aia ai sărit odată aici, dar știți ce nu înțeleg eu? Faptul că se sparge destul de rapid acest balon. Ia uite, uite, uite până, uite până ne-am ajuns, am zis. Faptul că m-a omorât, nu mai zice nimic, nimeni nimic, hai, ajută-mă, dă-mi măutul de minge, sărim aici. Wow, ce boost, bro! Insane. Ok, o să mai revin probabil după aia cu match, că vreau să facem bug-ul neapărat așa de final. În sfârșit, bro. În sfârșit m-a lăsat ca să sar acolo. Dar, sincer, săritura a fost destul de scurtă. What? Poți să stai și pe chestie? Poți să stai pe carapacea scoicii. Bine-s. Sărim aici, hai ajută-mă. Asta zic tăticu. Bine, nu ne mai interesează pentru că e degeaba. Yo. Emote, easy. Ăștia suntem. Până la linia de finish, bro. Am cam pierdut ceva timp. Și avem ultimul chest opening, prize box opening pe acest episod. Hai să vedem. 3 iteme din nou. Krabby Patty, shards-uri și... Avem shards-uri, nu știu câtă șansă au. Adică câte șansă are emote-ul acela. Habar n-am, dar cu siguranță nu o să fie foarte ușor să-l poți lua. Sper că v-a plăcut. Un like și abonare mă ajută foarte, foarte mult. Și nu uitați, mâine la ora 8 o să postez episod cu noul update 061. Sperăm că va fi unul bun. Toate cele bune. Pa, pa! Subscribe. Subscribe.